Bună seara, mulțumesc că ați așteptat. Am avut azi o primă zi de evaluare a instituției. Așa cum am spus, primele zile din mandat mă voi ocupa de chestiunile urgente și totodată mă voi ocupa de faptul că mă voi asigura că instituția asta poate să funcționeze. Am avut o evaluare a direcției juridice, am avut o evaluare preliminară care va continua mâine a situației financiare a primăriei și a instituțiilor din subordine și am avut o discuție foarte aplicată cu toate persoanele implicate pe chestiunea coronavirusului. Mâine o să avem o discuție tehnică pe sistemul de termoficare la care am invitat și persoane din Elcen, în afară de cele din companiile subordonate primăriei. O să am o discuție pe resurse umane și, dincolo de continuarea discuției pe situația financiară, o să avem o discuție pe companii, pe companiile municipale și situația lor și managerială și financiară. Pe evaluarea juridică, Primăria Capitalei are în momentul de față 6.000 de litigii, ceea ce înseamnă că ceva nu funcționează dacă oameni și instituții sunt nevoite să meargă în instanță împotriva Primăriei Capitalei, înseamnă că ceva nu funcționează la nivel administrativ în interiorul instituției. O să avem în zilele următoare o repartizare pe cazuri, pe tipuri de litigii pe care Primăria Capitalei le are. Am confirmat ceea ce mulți dintre dumneavoastră știți, că există o uriașă întârziere pe chestiunea proprietății. În linii mari, suntem la jumătatea drumului pe dosarele de retrocedare pe care Primăria Capitalei le are în gestiune. Situația financiară este cea de care am vorbit în campania electorală. În linii mari, Primăria Capitalei și instituțiile din subordine, mai puțin companiile, au datorii curente de 3 miliarde de lei la acest moment. Estimarea de buget pentru 2020 este de 4 miliarde de lei, adică venituri și cheltuieli. Nu am pus la această datorie și o să avem suma mâine, care sunt datoriile companiilor. Deci altele decât Primăria Capitalei și administrațiile din subordine. Cam atât despre situația financiară. Am vorbit, cred că, de 2 ani de această chestiune, că nu poți, după ce ani de zile ai încasat 4 miliarde, nu poți să vii și să spui că vei încasa 7 miliarde. Vei încasa tot 4 miliarde, vei acumula datorii care te vor duce în situația de risc de incapacitate de plată. Există în acest moment popriri de 70 de milioane de lei pe conturi ale primăriei. În ceea ce privește chestiunea coronavirusului, am avut o discuție la care am invitat reprezentanți din Ministerul Sănătății, DSU, DSP, Direcția de Sănătate Publică, reprezentanți ai instituțiilor care asigură ordinea publică, Poliția Națională, Poliția Locală, Jandarmerie, reprezentanți ai ambulanței București-Ilfov, reprezentanții ai ASSMB-ului, Administrația Spitalelor, care coordonează spitalele municipalității, reprezentanții ai Direcției de Asistență Socială a municipalității. O primă observație este că multe din aceste instituții nu au colaborat între ele și promisiunea pe care o fac este că mă voi asigura ca toate aceste instituții să colaboreze de acum încolo.
Vă spun care au fost temele discuției. Am abordat situația spitalelor, existent și necesar pentru coronavirus. Am abordat situația ambulanței și a SMURD-ului, existent și necesar. Am abordat chestiunea testării, ce se face, ce se poate face și ce este necesar să facem în săptămânile următoare, adică către ce categorii de oameni ne vom duce cu testarea în săptămânile următoare. Am abordat chestiunea de ordine publică, unde sunt locurile în care, spre deosebire de foarte mulți bucureșteni care au înțeles să respecte regulile, în special portul măștii, unde sunt locurile în care încălcarea acestor reguli e cea mai frecventă și cum putem să acționăm mai bine. Și am abordat și chestiunea socială, cum să facem ca acele măști care există deja, sunt disponibile, să ajungă la persoanele vulnerabile care au nevoie de ele și cum să facem ca persoanele care au nevoie de asistență socială să o primească la domiciliu și să nu fie expuse pentru a fi pentru a se pune în pericol când ies din casă. Pe scurt, astea au fost discuțiile pe coronavirus. Nu o să vă redau conținutul lor punctual. Vreau doar să reiterez angajamentul meu de a mă ocupa de această problemă cu toate împreună cu toate instituțiile implicate, pentru că este principala provocare pe care București o are azi. Dacă aveți întrebări. Această discuție în cadrul am abordat această chestiune în discuția pe care am avut-o și pe care am terminat-o acum. Nu o să vă dau detalii, o să vă spun doar că există disponibilitate de spitale care aparțin municipalității care să fie alocate pentru coronavirus. Bun, este o problemă care a fost neglijată, din păcate, de cele două instituții care au atribuții pe această chestiune, Primăria Capitalei și Ministerul Culturii. Este inadmisibil să ai în București 1500 aproximativ de clădiri monument istoric și nimeni să nu fi trecut de 30 de ani pe la ele să vadă dacă ele există măcar sau care este starea lor de conservare. Avem cam 18.000 de clădiri în zone protejate, deci totalul zonei istorice a municipiului București, și un ONG s-a ocupat să facă inventarul acestor clădiri și a ajuns undeva la 10.000. Este o activitate de inventariere mai întâi pe care trebuie să o desfășoare Primăria Capitalei și la nivel de costuri este infimă la față de bugetul pe care Primăria Capitalei îl are, deci este o chestiune pe care o să o facem. Mai este o chestiune care vine în întâmpinarea proprietarilor acestor clădiri, pentru că nu există în momentul în care tu ca autoritate permiți construcția de blocuri între case, tu distrugi piața clădirilor vechi care există în toate orașele civilizate din lumea asta. Deci primul lucru pe care trebuie să-l facem, să dăm angajamentul că în zonele protejate ale Bucureștiului vom respecta regulamentul de urbanism și în felul ăsta o să dăm valoare economică tuturor acestor clădiri care
pot să fie ulterior închiriate, vândute pentru a fi folosite. Și bineînțeles, asta este partea pozitivă. Partea negativă, și Primăria Capitalei și Ministerul Culturii au posibilitatea, pentru proprietarii care nu-și întrețin clădiri de monument istoric, au posibilitatea de a da sancțiuni care merg până la expropriere. Și ca să dăm exemplu pentru proprietari care abuzează clădirile pentru că consideră că terenul de sub ele este mai valoros, o să facem câteva expropriere. Sigur. Bun. CSM București are o echipă de handbal care este angrenată într-o competiție europeană. Ce pot să vă spun este că angajamentul față de această echipă va continua cel puțin până în vara anului viitor, pentru ca parcursul european al acestei echipe să nu fie afectat. Pentru că e vorba de niște profesioniști, de niște profesioniste care au semnat un contract cu municipalitatea și noi suntem oameni serioși și ne ținem de contractele pe care le semnăm. Mai departe, ce se va întâmpla începând cu vara asta? Nu este momentul chiar în aceste două săptămâni să facem analiza când avem coronavirus, termie și situația financiară pe care o avem, dar până în primăvară o să facem o analiză, o să vedem planuri de management, cum putem să facem ca parte din banii pe care îi consumă această echipă să vină din surse private. E o decizie pe care o să o luăm la momentul acela. Ce vreau să spun este că eu ca primar o să sprijin din toate puterile sportul de masă. Adică o să sprijin și o să stimulez competiții de copii, competiții de junior, pentru că asta este modul în care o municipalitate stimulează și sportul, dar mai ales sănătatea în rândul populației din respectiva localitate. Asta este obiectul discuției pe care o să avem mâine cu directorul Direcției de Guvernanță Corporativă, în care o să avem situația exactă a fiecăruia dintre companii. Vreau să spun legat de ziua de mâine că la ora 11 vă sunteți invitați la o discuție cu directorul Direcției de Administrație Publică din Primăria Capitalei, ca să lămurim odată pentru totdeauna relația dintre dumneavoastră și această instituție în ceea ce privește legea 544, accesului la informații de interes public. Fără îndoială că fiecare din restricțiile care au fost impuse au avut efectul de a limita răspândirea bolii. Dacă trebuiau să fie luate mai repede, dacă trebuiau să fie mai multe, asta este o altă discuție. Eu mi-am preluat mandatul azi și dacă o să vorbim peste o săptămână, o să vorbim de măsurile pe care, în coordonarea mea, instituțiile din București le vor fi luate. Cele 3 miliarde de lei care ziceați că sunt datorii reprezintă datorii către furnizori pe care le are primăria și instituțiile din subordine sau bani pe care trebuie să-i dea primăria unor terți ca urmare a proceselor pierdute în instanță? Și mă mai interesează dacă toată această sumă este scadentă la sfârșitul anului sau se poate relungi pentru anul următor? Da. 3 miliarde sunt din 3 miliarde se compun din 2 miliarde datoria Primăriei Capitalei către furnizori, 1 miliard datoria instituțiilor din subordine către furnizori și mâine o să am cifra acelor obligații de plată care decurg din hotărâri judecătorești, cum este celebrul caz Constanța.
și mai sunt câteva. Asta este de ordinul, aceste obligații sunt de ordinul sutelor de milioane de lei. În primul rând o să verificăm prin direcția de mediu în ce măsură, și asta este general pentru toate parcurile din București, o să verificăm în ce măsură este respectat regulamentul de urbanism în ceea ce privește construcțiile din aceste parcuri. Dacă vorbim strict de parcul Herăstrău, acolo multe din aceste construcții sunt în proprietatea ALPAB-ului, care este în subordinea Primăriei Capitalei. O să vedem de la caz la caz care sunt obligațiile legale pe care ALPAB-ul și le-a luat față de respectivii chiriași, și în funcție de la caz la caz vom acționa. Nu o să acționăm brusc, dar o să reglementăm în timp situația de acolo. Revin cu datul răspunsul pentru întrebarea, în momentul dacă sunt către furnizori, înseamnă că sunt scadente facturile până în acest an, până la sfârșitul acestui an, și vă gândiți că obțineți un împrumut sau bani din rectificarea bugetară de la guvern, ceva? Cele 3 miliarde de lei datorii către furnizori sunt obligații de plată în momentul de față. Deci ele trebuie plătite în momentul de față și ele sunt în evidențele financiar-contabile ale primăriei și ale instituțiilor subordonate, sunt trecute ca datorii curente. Deci ele vor exista în execuția bugetară la finalul anului 2020. Răspunsul la a doua întrebare, dacă vom putea să supraviețuim financiar până la 1 ianuarie fără un ajutor din partea guvernului, o să vi-l dau săptămâna viitoare, când o să am datele pe care, inclusiv date pe care le-am cerut azi mai târziu. Da, mâine o să avem legat de ultima parte a întrebării. Mâine cu Direcția de Guvernanță Corporativă o să avem o situație inclusiv pe STB și pe termoenergetica. Și acolo la STB și termoenergetica, ele împreună au datorii către ANAF și către ELCEN care depășesc 1 miliard de lei. Deci dacă guvernul ar fi fost așa de rău, cum a spus predecesoarea mea, ar fi putut să execute silit, să introducă în insolvență, nu a făcut-o. Trebuie să ne uităm, și asta nu o să putem să terminăm mâine această analiză, trebuie să ne uităm care sunt sumele pe care le mai avem disponibile, în special în companiile municipale. Capital care a fost vărsat de-a lungul timpului. Îmi cer scuze, am promis că voi fi la ora 8 la o emisiune TV și trebuie să plec în momentul acesta, însă mâine la ora 11 din nou vom avea o întâlnire față în față și putem să continuăm discuția asta foarte interesantă. Vă mulțumesc!